copii din cu spectacol azi, care au cântat de la clasele începătoare, nici măcar nu au instrumente și fac o dată pe săptămână numai cu profesorul și totuși avem succese. Adevărul că alții au instrumente, muncesc mai multe ori, fiecare cum reușește. Chiar dacă talent este și nu este studiu, atunci nu valorează nimic. Talentul și studiul trebuie să meargă mână în mână. Și studiu fără talent și talent fără studiu e mai puțin. Trebuie neapărat să fie ambele. Al meu copil, din ce predau eu, cel mai micuț, care astăzi nu e aici, dar îl am și lucrez cu el, are 3 ani. Cel mai măricel de aici? Cel mai măricel de aici, sau care, cu care lucrez eu. Aici. Care e aici? Cel mai măricel este de clasa a 7-a. Și cu care lucrez dumneavoastră? Și cu cine lucrez eu și nu au putut să vină astăzi, clasa 9-a. Sunteți mândră de ei? Da. Chiar așa cum sunt ei, fiecare vine cum poate, pentru că nu este o școală profesională, da? Nu fac liceul de artă, ci fac școală populară de artă. Și copiii vin numai o dată pe săptămână la orele de pian. Dar necătând la toate, sunt mândră de ei.